Bună dimineața tuturor, shalom! De aici din Israel sunt Daniel Stancer și vă prezint știrile de la sursă. Luna noiembrie a debutat în Israel cu amenințări din partea Iranului. Amenințări care încă nu s-au încheiat, și în urma tuturor declarațiilor pe care președinția le iraniană le-a făcut, se pare că aceasta vă dorește să răspund atacurilor israeliene și va răspunde cu un nou atac asupra Israelului. Inițial se spunea că acesta va avea loc până pe data de 5 noiembrie, adică până de, pe data de astăzi, până când vor începe alegerile în Statele Unite, însă deocamdată nu au început, așa că se pare că vor urma în zilele următoare. Iranul a declarat că nu se lasă bătut și va arunca mingea în terenul Israelului în urma acestor a, a, atacuri pe care Israel le a făcut asupra Iranului și spuneau ei aceste atacuri vor fi înfricoșătoare, înspăimântătoare și așa cum Israelul nu se așteaptă deci ne așteptăm, Israelul este în maximă alertă. În acest sens, Statele Unite a declarat că este în același acord cu Israelul și va ajuta dacă Iranul va ataca Israelul. Atacurile de data aceasta se pare că vor fi lansate sau rachetele, dronele vor fi lansate de pe teritoriul Irakului. Așa că de data aceasta și Irakul intră în ecuație pe lângă Iran, Siria. Liban și, bineînțeles, teritoriile din zona Gaza, de, încă, de unde încă se trage cu rachete. În urmă, cu câteva zile, au fost câteva tra rachete trase din zona respectivă. Luna noiembrie a venit deja și cu ploi. În zona de nord au fost ploi. A, foarte mari, însoțită de grindina, grindina cât oul de prepeliță, lucru care nu s-a întâmplat de mult a, timp. A, primele ploi iată că au venit a, și se așteaptă la noi valuri de ploi torențiale, atât în zona de nord cât și în zona de sud. Din nou de data aceasta vrem să vă atragem atenția asupra organizației FATA, care este Organizația pentru Liberarea Palestinei a, și care are sediul în Ramala, care împreună cu Organizația Hamas s-a întâlnit la Cairo în urmă cu două zile pentru a discuta a, timpul de după război. Și s-au hotărât, sau cel puțin așa au discutat, să înființeze o administrație comună care să administreze fâșia Gaza după încheierea războiului. Sursa a declarat că delegația Fatah a insistat asupra rolului central pe care ar trebui să-l joace în cadrul Comitetului Coaliției care va administra Gaza. Cel mai important lucru pentru Israel la ora actuală este aceasta: cine va prelua Gaza și, de asemenea, cine va prelua punctele de frontieră. Deoarece trebuie să spunem că unul dintre punctele de frontieră de la Rafa sau Rafia, așa cum o știți mulți dintre dumneavoastră, pe acolo au intrat cele mai multe. Arme și cea mai mare, cea mai multă muniție în zona Israelului, din zona Egiptului sau din alte zone, iar aceasta ar trebui să fie controlată de către cineva care să interzică intrarea acestor arme. Iar pentru că tot vorbeam despre arme, zilele trecute a fost capturată o dronă care a venit, se pare că, din zona Yemenului și care, o să rămâneți uimiți, nu avea la bord explozibil, ci avea muniție. S-au găsit patru puști acolo, s-au găsit grenade și alte lucruri care erau trimise de către cei din Iemen pentru, probabil, pentru cei care sunt în Israel și care vor să se răzbune asupra Israelului și care vor să declare o revoltă asupra Israelului. Între timp, atât din zona Hamas, cum vă spuneam, din zona Gaza, cât și din zona Libanului, se trage cu rachete. Potrivit unui articol care a fost difuzat de către Anima News, o sursă de știri, se spune că numărul atacurilor cu rachete ale Hezbollah asupra Israelului a crescut în octombrie 2024 de aproape 5 ori față de media lunară din octombrie 2023, atunci când trebuie să vă aducem aminte a început totul în data de 8 octombrie din Liban. Cercetătorii care studiază situația de la frontiera de nord au numărat 1130 de atacuri cu racheta asupra Israelului din Liban în luna trecută. În 800, aproximativ 800 de cazuri, Hezbollah a revendicat atacul. În alte cazuri, ei nu au spus că ei au trimis, deși se pare că ei au trimis. Iar întreaga perioadă de război din octombrie 2023 până octombrie 2024 au fost trimise 3235 de rachete și proiectile care au zburat spre Israel din nord în luna. Octombrie au fost și aproximativ 20 de morți de la aceste rachete din zona Libanului în Israel. Majoritatea au fost uciși de către, nu de către proiectile în sine, ci de către rămășițele proiectilor care au fost explodate în aer. Majoritatea dintre aceste proiectile au fost explodate în aer sau au căzut pe câmp deschis. Însă, rămășițele lor care au căzut din cer după ce au fost explodate au făcut pagube și umane, cât și pagube materiale. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l prezint astăzi este legat de ce va urma și ce s-a anunțat de către. Uh, ministrii din Israel după ce s-a aprobat bugetul pentru 2025 vor urma creșteri creșteri substanțiale ale prețurilor însă acestea vor începe cu luna decembrie, așa că luna decembrie, așa cum e cunoscut în România cu luna cadourilor va ajunge și aici cu luna cadourilor și vor crește prețurile la multe, multe alimente. După cum spuneam și cu alte ocazii, prețul la roșii, șerii, de regulă a crescut în ultima vreme, în luna septembrie, sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, a crescut cu 50%. În luna iunie, prețul transportului în comun a crescut cu aproximativ 11%. Iar de la 1 decembrie, se vor scumpi alcoolul, înghețata, de asemenea, se vor scumpi multe dintre sucuri, apa plată. Iar de la 1 decembrie, atât prețul carburantului, cât și prețul transportului în comun se va scumpi. Se pare că transportul în comun se va scumpi cu 30%, lucru care nu s-a mai întâmplat până acum. De asemenea, multe, multe alte lucruri vor fi scumpite și parte dintre aceste scumpiri vor merge pe front pentru armata israeliană. Atât pentru astăzi e de aici din Israel, Daniel Stanger cu știri de la sursă. Vă rugăm, rămâneți aproape de noi, continuați să vă rugați pentru noi și pentru poporul Israel, cât și pentru ceilalți din Liban, din Gaza, care suferă în vremul acestea. Dumnezeu să mângâie familiile îndoliate și Dumnezeu să facă ca acest război, dacă este voia lui, să se termine cât mai repede. Fiți binecuvântați!